Dragi români din Statele Unite, pe unii dintre voi v-am cunoscut, pe ceilalți aștept să-i întâlnesc curând, însă vreau să mă adresez astăzi tuturor și să marcăm împreună Ziua Națională a României. 1 decembrie reprezintă pentru noi românii evenimentul astral al istoriei noastre, un moment unic la care s-a ajuns cu mari sacrificii și un curaj extraordinar. Onorăm astăzi memoria celor care s-au luptat pentru unirea românilor într-un stat numit România. Ei ne-au lăsat moștenire, simbolul solidarității, fără de care statul național unitar român nu ar fi fost posibil. Unitate a fost cuvântul de ordine în 1918 și printre românii americani. Ei au înțeles că doar împreună pot obține ajutorul președintelui Woodrow Wilson și al Americii pentru realizarea Marii Uniri, ajutor fără de care acest deziderat poate că nu s-ar fi împlinit. Ei bine, cred că datoria pe care o avem față de cei care au înfăptuit eroic unirea este să păstrăm această unitate. Îmi doresc ca Ambasada României în Statele Unite să fie unul dintre partenerii fideli în demersurile care promovează interesele românilor și ale României în America. Sunt onorat să fiu parte a vieții comunitare românești din Statele Unite și vă asigur de sprijinul meu necondiționat în proiectele care au ca deziderat păstrarea unității între români, oriunde s-ar afla ei. La mulți ani, România! La mulți ani, România!